darul plasmântului caldu. Judecă-mă, Doamne, că eu cu nerugată mi-am umblat, spre Domnul nădăjduit mă voi slăvi. Schitește-mă, Doamne, și mă ceară ca pe intele rânduri și inima mea, că vina ta înaintea oricum mă iese și bine am plăcut în toate adevărul tău. Tu am șezut cu adunarea neșertăciunii și încălcătorii de lege nu mă intra. Urânta-mă adunarea celor ce micrănesc și cu cei de credincioși nu voi ședea. Slavă cu cei vinovați, mâine mele și mă încurajez de plicută, Doamne, ca să au glasă la auditare și să-mi povestesc toate minunile tale. Doamne, iubita plăcuvința casei tale și locul să-și vin slavii tale. Să rutiesc cu cei din credincioși de Dumnezeu și cu bărbații sucinilor viața mea. Întoarecă-l în mâini suflete și dreptatea lor sau încuridare, iar eu cu nerugația mea am urat. Izbărește-mă, Doamne, și mă liniește, piciorul meu a stat cu dreptate, deci cu ajutorul mine te voi cânta, Doamne. Doamne, privința în mână cuvința casei tale și locul să-și fiți slavii tale, să rupiesc cu cei necredincioși pentru meu și cu versetorii de sânge viața mea, pentru ai cărul meu sunt fărbinește dreapta lor sau fărbinarul, iar eu sunt de împlatea mea în plată. Izbărește-mă, Doamne, și mă liniește, piciorul meu a stat cu dreptate, deci cu ajutorul mine te voi cânta, Doamne, Dumnezeu meu. Spălavă cu cei vinovați mâinile mele și mă încurajează pe Dumnezeu, Doamne, ca să au glasul în auditare și să povestesc toate minunile tale. Doamne, iubita plăcuința casei tale și locul să-și fi slavii tale. Să nu fie cu cei necredincioși viața mea și cu vărsătorii de sânge, întoare că în mâini sunt părgărește, dreapta lor s-au putut, dar iată eu cu cerutatea mea cu glas. Izbăvește-mă, Doamne, și mă liniește. Piciorul meu a stat în societate pentru a cărări. Bine te voi cuvânta, Doamne. Slavă-i cu cei nevinovați, mâinile mele, și voi încojura jertfeia micută, Doamne, ca să au privilat cu glasul tale și să povestesc toate minunile tale. Doamne, iubita plăcuința casei tale și locul slăjuiți slavii tale. Să rupiesc cu cei credincioși viața mea și sufletul meu cu bărbațul sânjuirilor, toate cărora tu îi sunt fără de legi, dreapta lor s-au putezat în viața ei și răutatea mea cu glas. Izbăvește-mă, Doamne, și mă liniește, piciorul meu a stat cu dreptate în toată de bine te voi cânta, Doamne. Iar și iar, plecându-mi chioșii, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Sfintele Tăi Apostol, le-ai înnoit darul închinării în Duh,
și a slujirii cortului celui adevărat și prin întrânsii în tot pământul ai zădit sfintele tale biserici, că să-i aduc în ele preștintele și cele fără de sânge jertfe, care din voința să zidie această sfântă biserică de acum, pentru slava Maicii Domnului, pentru slava ta și a unui născut Fiului tău și Duhului Sfântului tu, însuși cel fără de moarte și mare datătorile împărate, aduci aminte de adorarele, îndurarele și de milele tale, ca din ea sunt. Auzi-ne pe noi, păcătoși, rugăm-ne sie și trimite Sfântul Duh cel închinat și tot puternic și sfințește locașul acesta. Umple pe el de lumină ta cea veșnică și alege pe el locaș plăcut ție. Păl pe el scaun slavei tale, potăvește pe el cu Dumnezeieștele tale daruri cele mai presus de lume. Păl pe el a fi liman celor indiforați, lecuire patimilor, scăpare bolnavilor, gonire dracilor. Să fie ochii tale deschiși către el ziua și noaptea și urechele tale luând aminte spre rugăciunele celor și să cu frică și cu smerenie întrântând. Și cheamă prea cinstitul și de mare cuvințe numele tău. Și oricât de vor cere, tu vezi, auzi în cer, sus, și vei faci mina și milostii de sfii lor. Păzește pe el neclintit până la sfârșitul veacului, iar jertfelnicul cel zidit din el, cu puterea și lucrare Sfântului Duh, arată pe el a fi sfântă sfinților. Preamărește pe el mai mult decât altarul celor din lege veche. Dumnezeiesc jertfă ce se vor să va și lângă el, să ajungă la Sfântul cel mai presus de cerul și tainicul tău jertfelnic. Și ne da nouă dorul îmbririi tale cele curate. Că nu-l face nevrănicilor noastre mâni, ne putim nădejdea, ci într-o a ta, ne cuprinsă bunătatea. Doamne, mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi, Dumnezeu recuntarul tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta frata, prea binecuvântată, slăvită asupra noastră de Dumnezeu născătoarea, și pură Fecioara Maria,
să veniți cu evlavie și cu pioșenie, fiecare dintre dumneavoastră în suflet, să vă puneți o dorință și să vă rugați mai și Domnului, mai ales avem aici prezentă Icoana Făcătoare de Minuni a Maicii Domnului. Deci fiecare dintre noi avem necazurile, împlinirile și neîmplinirile noastre. Veniți cu credință, cu evlavie, cu liniște, cu răbdare, că toată lumea va avea posibilitatea să treacă prin Sfântul Altar. Deci, preoții, rămâneți pe loc sau... Da, rămâneți. Dați voie ca încet aceasta să înceapă intrarea în Sfântul Altar. După care rămânem cu toții în Sfânta Biserică și vom continua Dumnezeiasca Sfânta Biserică.
Pentru rugăciune
Ca pe inima mea, lămina ta înaintea oricum pe iese,
și bine am plăcut în toate lărul tău. Nu am șezut cu adunarea de șertăținii și încălcătorii de lege nu voi intra. Urâta la adunarea celor ce diferesc și cu cei de credincioși nu voi ședea. Spălavă cu cei vinovați, mâine mele și mă încurajez de plăcută, Doamne, ca să au glasă la auditare și să-mi povestesc toate lucrurile tale. Doamne, iubita plăcuvința casei tale și locul să juim slavii tale. Să nu fieți cu cei din credincioși cu de dumneavoastră, și cu bărbații sucinilor viața mea. Întoarecă în mâini suflete și dreptatea lor sau încredare, iar eu cu nevătatea mea am curat. Izbărește-mă, Doamne, și mă liniește, piciorul meu a stat cu dreptate, deci faci mă bine de voi cânta, Doamne. Doamne, privința mă cuvința casei tale și locul să știți slavei tale, să nu fie cu cei necredincioși sufletul meu, cu versetoare de sânge viața mea, întoare cărul mei sunt rădinește dreapta lor sau fugilor, iar el este în toată mea împrată. Izbărește-o, Doamne, și primiește, piciorul meu a stat în dreptate, deci cu adunările de voi cuvânta, Doamne, Dumnezeu meu. Spălavă cu cei din urma spinele mele și mă încurajează pe dipută, Doamne, ca să au glasul în auditare și să povestesc toate lucrurile tale. Doamne, iubita plăcuința casei tale și locul să știi slavii tale. Să nu fie cu cei necredincioși viața mea și cu vărsători de sânge, întoare că în mâini sunt părgărește, dreapta lor sau nu te dau, iată e cu cerul tata mea cu glas. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miliește, piciorul meu a stat în cetate, pentru a cărări, bine te voi cuvânta, Doamne. Slavă-i cu cei de vinovați, mâinile mele, și voi încurajă jertfenii cu tău, Doamne, ca să au privilat cu lavii tale, și să povestesc toate minunile tale. Doamne, iubita, mărțuința casei tale și locul strășuit slavii tale. Să nu fie cu cei credincioși viața mea și sufletul meu cu bărbatul sânjurilor, toate celor noi sunt fără de legi, dreapta lor sau tu de dar viața eu și răutatea mea de la. Izbăvește-mă, Doamne, și mântuiește, piciorul meu a stat cu dreptate, toate de bine te voi cânta, Doamne. Iar și iar, plecându-mi Domnului să ne rugăm. Slavă ta și a unui născut Fiului Tău și Duhului Sfântului Tău.
însă cel fără de moarte și mare datătorile împărate, adu-ți aminte de adorarele, îndurarele și de milele tale, ca din ea sunt. Auzi-ne pe noi, păcătoși, rugăm-ne sie și trimite Sfântul Duh cel închinat și tot puternic și sfințește locașul acesta. Umple pe el de lumină ta cea veșnică și alege pe el locaș plăcut ție. Păl pe el scaun slavei tale, potăvește pe el cu Dumnezeieștele tale darul celui mai presus de lume. Păl pe el a fi liman celor indiforați, lecuire patimilor, scăpare bolnavilor, gonire dracilor. Să fie ochii tale deschiși către el ziua și noaptea și urechele tale luând aminte spre rugăciunele celor și să cu frică și cu smerenie întrântând. Și cheamă prea cinstitul și de mare cuvințe numele tău. Și oricând de vocere, tu vezi, auzi în cer, sus. Și vei face mină și milostive fiilor. Păzește pe el neclintit până la sfârșitul veacului. Iar la felnicul cel zidit din el, cu puterea și lucrare Sfântului Duh, arată pe el a fi sfântă sfinților. Preamărește pe el mai mult decât altarul celor din lege veche. Dumnezeiesc jertă ce se vor să va și lângă el, să ajungă la Sfântul cel mai presus de cerul și tainicul tău jertfenic. Și ne da nouă dorul îngrijirii tale cele preacurate. Că nu-l facere nevrednicilor noastre mâni, necutim nădejdea, ci într-o a ta necuprinsă bunătatea. Apără mântuiește, miluiește, ridică-ne și ne păzește pe noi. Să
Drept aceea ne rugăm ție, Stăpâne mult milostive, umple de mărire și de sfințenie și de dar jertfelnicul acesta, că jertfele cele fără de sânge, ce se vor aduce întru ei, să se prefacă preacuratul trup și cinstitul sânge al Marelui Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, al unie născutil tău. Prin mântuirea ta, popor, și ne-am vrednicie noastre, că Tu ești Dumnezeu nostru și schimbării nevățat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce de piatra credinței. Prin mirungerea
cu darurile Duhului Sfânt și, bineînțeles, cu împărtășirea cu Sfânta și Dumnezeiască, Dumnezeu trup și sânge al Mântuitorului Hristos. Am putea face o paralelă în ziua de astăzi, arătând că am făcut, am săvârșit același lucru. Dintr-un locaj, dacă vreți, nelocuit, dar pregătit pentru Dumnezeu. Dumnezeu astăzi intră prin binecuvântare. Intră mai întâi prin cuvântul Evangheliei, după aceea prin sfințirea cu apă sfințită, în numele Sfintei Trei, și în cele din urmă, dacă vreți, prin ungerea cu Sfântul Mir și mai ales așezarea pe piciorul mesic, Sfânta Masă a Moaștelor Martirii. De ce aceasta? Pentru că să ne amintim de fiecare dată că pe Sfânta Masă este așezat un Sfânt Antinus. Și sunt două lucruri, cel puțin, care trebuie să le reținem indicative ceea ce se întâmplă prin acest simbol pe care l-am avut. Pe unul este desenat sau imprimat Mântuitorul în gropan, iar mai sus, într-un mic buzunăraș, avem Sfintele Moaște. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că o biserică este comunitate sau persoană care mărturisește moartea și învierea Mântuitorului Hristos, nu are ceva a face biserică. Doi, continuitatea aceasta prin istorie, moaștere martirilor, arată tocmai faptul că credința pe care noi o avem astăzi, nu ne-am inventat-o, nu ne-am creat-o, nu am visat-o, nu ne-am imaginat-o, ci am primit-o prin lucrarea Duhului Sfânt de la toate celelalte generații care ne-au precedat și care ne dau siguranța că toată această credință urcă până la însăși ceea ce noi mărturisim în biserică, adică credința apostolică, credința Sfinților Apostolilor. Care este aceasta? Că Hristos a înviat pentru noi. Deci, atât, dacă vreți, de ce venim în biserică? De ce săvârșim sfințirea bisericii? Ce se întâmplă cu noi de fiecare dată când venim aici? Căpătăm putere, ni se amintește cuvintele lui Hristos prin cuvintele Evangheliei și prin darurile Sfintelor Taine, a ierurgilor și a celorlalte rugăciuni, primim har peste har, care încet, încet ne ajută să creștem la statura bărbatului desăvârșit. Drumul în biserică, cum de altfel este drumul nostru în viață, este un pelerinaj. Un pelerinaj la care, în care diferite momente îl întâlnim pe Hristos în diferite echipe. Dar mai ales sperăm ca tot acest pelerinaj să ne aducă la sfârșitul lui, la sfârșitul vieții noastre și trecerea de dincolo, în pragul împărăției lui Dumnezeu. Împărăție pe care deja o gustăm astăzi. O gustăm încă o dată prin Sfintele Taine, prin dragostea frățească, prin binecuvântările pe care le primim, dar mai ales prin Sfânta Liturghie, care este, dacă vreți, fundamentul însuși al Bisericii. De ce? Pentru că nu se întâmplă, Sfânta Liturghie nu este doar o binecuvântare. Primim pe însuși Dumnezeu sub forma plinii și a Fiului, primim trupul și sângele lui Dumnezeu. Ne împărtășim de împărăția lui Dumnezeu, de dumnezeirea însăși, în felul în care Dumnezeu ne-a lăsat-o aici pe pământ. Vedeți? Aceasta, dacă vreți, adună, am putea spune, întreaga biserică. Sfânta Liturghie, pentru că în felul ei tainic participăm deja în avans la Împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne întărească în această zi, mai ales că e o zi însemnată și pentru Sfântul Pantelimon, pe care la Sfințitul Ignatie l-a pomenit astăzi. Iată, Vindecătorul și Biserica însăși este economia vindecării legăturii omului cu Dumnezeu. Amin. O casă Domnului, cum ați văzut ieri seara la fotografie,
Să mulțumim Domnului pentru viața amândoi și viața noastră în titlul Valerian, care împreună cu părintele Nicolae au înființat biserica aceasta. Ieri seara ați auzit paremie în care zice Dumnezeu este aici și n-am știut. Dumnezeu este aici și n-am știut. Dumnezeu este aici și n-am știut. Adică, dacă noi facem din bisericile noastre club, sau între noi avem destinare, neînțelegere, bârfă, toate cele care nu au loc în Biserica lui Hristos, atunci, desigur, nu știm dacă Dumnezeu este aici, chiar dacă Dumnezeu este aici. A doua este că, altă paremie a fost că nu se poate intra în biserică pentru că a intrat Domnul și ușile sunt închise. Adică este ceva care vorbește despre Sfântă Marie Maică Domnului, care Dumnezeu însuși a intrat, s-a încarnat, s-a întrupat prin Duhul Sfânt. De ce se zice că Maică Domnului este Fecioară, pururea Fecioară? Înainte de naștere, în timpul nașterii și după aceea. De ce? Când cinstim Maica Domnului, care este totdeauna și pururea este Fecioară. Și din planare a venit icoana Maicii Domnului împreună cu Nectarios, care este un fel de o protector. Icoana este în mijlocul nostru, a venit Maica din casa sa, a revenit, pentru că a fost nemulțumit de desfinare, de neînțelegere, de bârfă. Acum, biserica este simțită în prezență Maica Domnului. Nu este nouă icoană de nu știu ce. Este prezența Maicii Domnului între noi, să mulțumim Domnului, că a trimis Maică în mijlocul nostru. Să mulțumim cei care din Consiliul Parohial ani de zile au muncit, cei care au pregătit pentru ziua aceasta, cei care sunt acum în viață cereștică și cei care sunteți împreună cu noi. Să mulțumim din partea Sfântei Episcopiei noastră că astăzi, cu voia lui Dumnezeu, am simțit-o și dumneavoastră ați spus amin, amin, amin. Mulțumim și părintele Rotusinger Cisarie, care a luptat să pregătim, pentru că am spus foarte clar în Consiliul Parohial, da? Gata, timpul este că se zi în biserica aceasta. Și vedeți, au muncit, au lucrat, au sudat, au plâns, au predicat, dar suntem aici și slavă Domnului, ce frumoasă! Ce frumoasă a fost slujurile astea, prin prezența dumneavoastră, prezența episcopii care s-a sunt prezent și prin preoții care venit și diacon. Dar mulțumim și părintele diacon Caru, care a slujit foarte mult, biserica aceasta, care îi trimitem acum unde este mai ușor, într-o misiune. Este începutul. Unde? La Tennessee. Dacă îți place muzica western, atunci îți place acolo. Și de strică mulțumim Maica, care a luptat și a muncit foarte mult pentru parohia, să ajungem și noi astăzi. Bucurie să fim împreună. Iubiți-o de Hristos, tu n-am dorit ca să crii și sper că n-ați luat în sensul fizical, dar am dorit să spune că prezența Maică Domnului nu este întâmplare. Așa am fost pregătit dinainte de lumea aceasta, ca să fie Maică Domnului între noi. Să slăvim Domnul pentru toate, pentru toate. Și pentru familiile voastre,
familie noastră, Episcopie, Biserică Ortodoxă, toți ortodoxii în America, să mergem înainte cu viața noastră, pentru că așa este, suntem chemați să fim, desigur, creștini. Doamne ajută, Hristos în mijlocul nostru. Doamne ajută! Ascultarea care mi-a dat în urmă cu câteva luni, mi-a dat ascultare, n-am să le dăm eu, să știți și o spun în prezența la Presfințitului, și a spus, nici dacă îți dau ascultare, dacă dați ascultare, n-am ce să fac. Și atunci, într-o noapte, a simțit și dimineața am trebuit să fac ascultare și să vin aici. Sigur că am avut emoții și multe zile de lacrimi, multe zile de rugăciune, dar după... Dacrimi, că nu este ideal, Michal. Așa este. M-am văzut tot înapoi la noi, dar după dar nu m-a lăsat. Și îi mulțumesc pentru că darul pe care am reușit pe care n-am vrea să-mi zice l-a făcut, împreună cu Preasfințitului meu și încurajările, mi-a dat, într-un fel, elan și împreună cu Consiliul Parochial din Națională aici, pentru că nu puteau să fac ca alți oameni decât oamenii minunați această biserică, iar dacă au fost ispite de cursul anilor, vreau să vă spun că nu e plăcut la diavol că se construiește o asemenea catedrală la New York. E prima biserică în stil românesc, după 100 și ceva de ani de emigrație românească la New York, care este stil românesc, adevărat, și și celelalte biserici, dar în această măsură nu cred că este niciuna să nu se supere părinții paroh de la New York. Le mulțumesc că au fost aici și părintele Protopop, bineînțeles, mulțumim dragă teorie, dar nu lăsăm, așa, nu mă lăsa la lucru. Și le mulțumim din toată inima pentru tot. Consiliul Parochial și tuturor celor care au călcat pragul acestei biserici în aceste luni. Am învățat împreună să facem ascultare și în an preasfințite, cred că au demonstrat aseară, a fost o seară de spovedanie pentru mulți dintre noi, cerându-i iertare înaltului pentru toate relele sau bunele lucruri care poate au deranjat de cursul vremii. Sper că de acum înainte să fie ascultare și în fiecare zi de miercuri, seara la 7, vine seara la 7, sâmbătă dimineața și seara și duminică dimineața să ne găsiți la Sfânta Liturghie și la slujbele bisericile peste săptămână. Iar atunci când aveți nevoie, nu e greu să dați un telefon, Părinte, vreau să mă rog, biserica va fi deschisă pentru toți. Și cred că v-a dat afară. Vă mulțumesc că m-am presunțit, mulțumesc pentru Preasfințitului Michael, pentru că a fost astăzi aici. Mulțumesc Preasfințitului Irineu, care e foarte de grijă. Preasfințitului Ion Casian, cu care nu am avut câteva săptămâni, am făcut 20 de ani de când am terminat facultatea împreună, la același an, îi mulțumim din toată inima. Preasfințitului Ignatie, care a venit de peste ocean și două zile a luat viză, binecuvântarea lui Dumnezeu. Îi mulțumesc din toată inima. Părintelui Protopop de la Madrid, care a venit astăzi să fie împreună cu noi și a traduzit o idee în limba spaniolă. Părintelui Protopop Petrescu, cu siguranță. Și tuturor părinților care astăzi sunt alături de noi și dumneavoastră tuturor, ca să avem răbdare, pentru că prin răbdare ne mulțumim. Mulțumim Părintele Iacob Ioan Andelean, profesor la Conservatorul din Constanța, împreună cu doamna soția, cu doamna Nicoleta Andelean, soprana noastră dragă, care a făcut înconjurul lumii și, nu în ultimul rând, grupului moștenitorii de la Atlanta. Asta i-a venit un lucru cu credincioși și stimată în locul unde am venit și de ce am venit. Le mulțumesc tuturor și vouă, credincioșilor de la Sfânta Maria. Să vă dea Dumnezeu putere și să vă dare să ne mântuim. Vă mulțumesc! În al Preasfinției sale, în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Nataraiel, dă-i Doamne zile îndelungate în toate mânăstorire și îl păzește într-o mulți Sinto.
mulțime de zile, pentru toate bună spunire și păzește pentru mulți ani. Pentru mulți ani. Viață pașnică, sănătate, îndelungă răbdare și îi păzește într-o mulți ani. Să vă mulțumim.